Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru ianuarie, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu, ianuarie 2020, am amestecat cărțile, mesaje scurte. Cred, nu știu de ce am impresia că și luna trecută, dacă nu poate confund, ați avut același mesaj. Petreceți timp de calitate împreună, cu soțul, cu prietena, cu prietenul, cu cineva din familie. Trebuie să explorați anumite zone ale relației voastre pe care probabil nu ați aprofundat-o. Aveți 46, poate asta vă spune ceva, dar nu știu de ce am impresia că am mai văzut această carte la voi cât de curând. La capătul setului aveți numărul 11, număr maestru, și vi se aduce aminte că sunteți puternici și trebuie să priviți în interiorul vostru să vă regăsiți puterea într-o situație, într-o situație. Voi pune cărțile la loc și voi mai amesteca la sfârșit, eventual. Să-i voi mai trage o carte. Am amestecat și celelalte de cărți. Am văzut la un dat nebunul. Și am văzut de câteva ori și chiar a vrut să și sară acest patru de monede. Ori, voi sunteți puși în situația în care, fiind semn fix, de-aia zic, semn fix, sunteți provocați de situație și cu judecata, să ieșiți din niște tipare, din niște șabloane. Ăsta e adevărul. Semnele fixe sunt fixe. Nu degeaba a apărut patru de monede. Că poate unii aveți de-a face cu un semn de pământ, variază. Nu toată lumea, toți lei au de-a face cu un semn de pământ. Poate acel semn de pământ este încăpățânat. Depinde. Dar nu toate semnele de pământ sunt fixiste. Deci doar taurul ar mai fi fixist. În rest, fecioara este flexibilă, capricorniul este cardinal, trece la acțiune destul de repede. Dar patru de monede, în principiu, vorbește despre nevoia voastră de stabilitate. Dar fiți atenți că această stabilitate fizică, că o fi financiară, că o fi tradițională, e totuși o persoană foarte tradițională, da? Vă îngreunează creșterea și ce mai ales? Transformarea, pentru că judecata înseamnă renaștere, transformare. Ieșirea dintr-o stare de supărare, eventual. Și dacă într-adevăr aveți niște probleme financiare, această carte este bună. Dar doar dintr-un punct de vedere, să zic, financiar. În general, când ai puțin bani sau ai probleme financiare, e bine să ții de bani, să ai grijă cât cheltui, cât cum investești. Să nu faci riscuri în investițiile pe care ți le-ai propus să faci. Să nu investești riscant, adică. Dar uneori, fără risc, nu ajungi la victorie, nu ajungi la transformare. Nu poți să schimbi. O să pun cărțile la loc. Dacă nu ați observat, unii dintre voi, în ianuarie am început să etalez altfel și cu cărțile invers. O să fac și la voi la fel. Să vedem luna viitoare, poate se va întâmpla. Ia uite, lumea, încheiați un ciclu, o lecție karmică, un capitol de viață și începeți altul. Iar amândouă vorbesc despre încheiere de ciclu și despre schimbare, în primul rând. Da? Saturn, varianta bună, lecția de viață. Jupiter, Saturn și Jupiter în Capricorn. Poate unii aveți acolo planete și se activează ceva. Jupiter, se schimbă norocul sau întâlniri karmice. Vă scot eventual dintr-o serie de... Ia uite, vă aduc mai aproape de vindecare, de destinul vostru. Doamne, ce cărți frumoase! Spuneam că eu de obicei... Unii dintre voi sunteți răniți, sunteți supărați și încheiați acest capitol într-o formă sau alta. Măcar mental. De obicei, eu împar cărțile și amestec, da? Amestec normal. Iată, ia ca să le mai și amestec, da? Le pun la locul lor și ele apar în poziție fiziologică. Dar aș vrea în ianuarie, iau te judecata, unii se gândesc la o separare sau măcar un echilibru. În justiție, dar nu e obligatoriu, poate să vă gândiți la o balanță, un capricorn sau un alt semn fix, trecem peste asta. Am zis că luna aceasta vreau să fac și cu cărțile invers. Am răsucit odată, o să amestec de 3 ori, poate e prea mult, dar asta e. Data viitoare, în februarie, o să amestec doar o dată.
Dacă Leu, Soarele, nu Venus, ascendentă în Leu, ianuarie 2020. Dacă o să iasă prea multe cărți cu ea, uite, e ceva, un secret, ceva nu se discută corect, nu se discută față în față sau sincer, e o chestiune de a apărut și justiția. Dar, în fine, trebuie să încheiați acest ciclu în care ori sunteți mințiți, ori vă mințiți pe voi într-o privință, că mai merge treaba într-o direcție, de orice natură ar fi. Vă păcăliți. Aici sunteți voi, da? Voi nu aveți încredere în ceva, într-o direcție. Soarele nu a venit ascendent în Leu. Am zis, dacă revedeți prea mult cu, or să fie căs prea multe cu sus în jos, nu vă speriați, ascultați doar mesajul și vedeți cum rezonați. Leu, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în Leu. Ianuarie 2019, am emoții. Am emoții. Central. Of. 8 de bâte. Sunteți voi, zic eu. Sau o situație. Hai să încercăm să fim mai generali. Mai generali. 8 de bâte. Nu știu ce va apărea, dar acum îmi vine o melodie a lui Enrique Iglesias. I take, nu, take back my love. O să o caut. Îmi iau dragostea înapoi. Cam așa se traduce. Take back my love. Vă luați dragostea dintr-o direcție, vă luați pasiunea. Este ceva, o situație, ca să nu zic musa, e o persoană, o situație în care nu vreți să mai comunicați, nu vreți să călătoriți, nu vreți să avansați lucrurile din niște motive. Poate sunteți dezamăgiți că a apărut trei de spate, da? Poate v-ați implicat foarte mult și lucrurile nu au evoluat cum era normal, da? Și v-ați hotărât, gata. Nu mai. Poate cineva de la distanță nu se mai implică, dar eu cred că sunteți voi, pentru că e semn de foc. Acum, cor fi ei, cor avea și ei planete pe aici, sau un alt semn de foc, rămâne de văzut. O situație nu avansează, este stagnant, este similar în acest moment cu spânzuratul. A rămas în aer. Da? Săgețile au rămas în aer sau sunt absorbite înapoi de către săgetător, de către cine l-a trimis. Nu neapărat zodia săgetătorului, da? Ceva nu merge. Și din cauza că nu merge, nu există nici transformare. Cum am zis și mai devreme. Stagnează. Nu degeaba a apărut patru de monede la început. Lucrurile stagnează din niște motive. Aha. Judecata. Judecata, am spus, înseamnă Pluto, înseamnă transformare. Nu se poate transforma situația pentru că stau lucrurile pe loc. Cineva nu-și ascultă intuiția. Ori voi, ori ei, ori eu știu a câta parte. Cineva nu ascultă vocea îngerilor, da? Cineva nu vrea să renască, să se transforme. Chiar dacă asta implică suferință, este necesară. E 2020. Toți trebuie să ne transformăm. Dacă nu ne-am transformat până acum, cât de curând vom fi transformați? Uitați-vă cum a început 2020. Eu foarte multe nu pot să spun. Din păcate, nu pot să spun chiar tot ce știu despre acest 2020. Dar uitați-vă cum a început. Transformare. Cineva nu vrea să vor... Ah! Deci am în două cărțile vorbesc despre lipsa de comunicare. Și nu doar de comunicare. Cineva nu vrea să audă a doua parte. Nu vrea. Și pentru că nu vrea să audă, nici nu vorbește. Pentru că știe că dacă va exprima ceva, cealaltă parte se va exprima, va reacționa într-un fel și probabil că este frică de reacție. Interesant ce chestie. Judecata, în poziție normală, ar însemna o împăcare, o transformare, da? Invers, evident. Gândiți și voi, logic. Cum să fie? Cum să fie? Oricuiva este frică de transformare, ori ceva întârzie. Hai să vorbim de întârziere, da? Stagnare, întârziere, decât, mai bine așa decât deloc. În trecut îndepărtat. Doi de monede. Posibil pentru unii un semn de pământ, dar nu e obligatoriu. În trecutul îndepărtat sau în subconștient, a trebuit să jonglați între două situații, între job și familie, între familie și prieten, prietenă, iubită. Unii, nu toți, evident că nu toți le iei. Eu.
V-ați învârtit în cerc. Dar, pentru că eu citesc această carte invers, am senzația că, la un moment dat, ați ales să vă concentrați pe o singură direcție. Acum, dacă direcția este bună, rămâne de văzut. Poate unii v-ați concentrat foarte mult pe bani și ați omit latura voastră sentimentală, fizică sau eu știu ce altă latură, da? Și nici așa nu-i bine. A trebuit clarificat. Dar a fost o perioadă de dezechilibru în care, din cauza acestui dezechilibru, ați ales o direcție și poate că uneori chiar e bine să jonglăm cu lucrurile. Să mergem așa pe câte două, trei direcții, că nu știi de unde vine norocul. În fine, nu știu de ce îi spune așa, dar îi spune cu un motiv. Cred că unii dintre voi v-ați concentrat prea mult pe bani. Optul ăsta e și casa 8-a scorpionului, a transformării, da, a transformării. Ați avut nevoie de stabilitate mai mult și v-ați întârziat transformarea, da. Și asta a implicat pentru unii și o viață sexuală poate nu tocmai potrivită. Și asta înseamnă foarte mult. Nu aș vrea să intru în detalii, da. Dar, 5 de cupe. În trecutul apropiat, ori ați fost supărați, ori cineva a fost foarte supărat pe voi din cauza unui trio. Dar, că sunteți voi, că sunt ei, persoana aceasta supărată se ridică din supărare și e minunat. Poate se ridică și din acest motiv nu vrea să mai avanseze lucrurile, nu vrea să mai vorbească. Repet, puteți fi voi, poate să fie un semn de apă, pentru unii sau orice alt semn. Și un scorpion, pentru că cartea reprezintă scorpionul. Scorpionul reprezintă și judecată. Avem și numărul 8, avem, deci avem. Pentru unii s-ar putea să fie avut o relație ori cu cineva cu planete în scorpion, planetă, neapărat soare. Ori planete în casa 8-a, ori voi aveți planete în casa 8-a. E și 8, e și august, în fine. Sunt mai multe. E bine, a mai apărut la ce zodie? Nu știu la ce zodie, diavolul invers. E bine, în viitorul îndepărtat, dar hai să vedem viitor apropiat. 4. Drăguț că acum a apărut invers. Patru de monede. E o persoană care totuși încearcă să iasă din șabloanele în care a fost învățată să trăiască. Sau în care s-a obișnuit. Că și obișnuința a doua, nu? Natura noastră. Iar avem a doua carte de pământ, avem și Capricornul aici. Eventual, pentru cei care aveți niște probleme financiare, încercați să ieșiți din această, să zic, atitudine prea precaută. Cum? Ar trebui să mai pun câteva cărți ca să vedem cum. Eventual, ieșiți din niște crispări, sper să nu se termine bateria, niște crispări. Crispări care v-au creat multă toxicitate și v-au îngreunat lucrurile. Viața. Amândouă sunt toxice, dar patru de monede în sine este toxic pentru că nu permite evoluția. Este oarecum ținut în lanțuri, se ține singur. Lanțuri invizibile. Aici deja sunt vizibile. Poate o obsesie pentru bani sau pentru o relație care n-a mers, dar cineva a ținut la ea. Ei, în ultima vreme renunțați la lucrurile astea. Și cu ocazia asta începeți și vă detașați de toxicitatea aceasta creată. Toxicitate care poate să fie reprezentată și de o stare de regrete, da? Prea mult plâns. Și totuși. Diavolul invers este și eliberarea voastră de fostul sau de fosta. Deci în viitor, începeți acum încetişor,
Probabil că la un moment dat, cu cât vă detașați de acest diavol, cu atât reușiți să schimbați și aceste cărți care sunt foarte faine, de altfel, le schimbați în poziție normală. Poate că din acest motiv nici nu comunicați prea mult cu nimeni, pentru că vreți să vă rezolvați această detașare de toxicitate, de adicții, de eu știu ce ar putea să mai fie. Probabil că în liniște, așa au unii dorința să-și rezolve problemele în particular. Vedem ce cărți mai apar. Oh, ați fost trădați, v-ați simțit trădați. Chiar dacă n-ați fost, poate v-ați simțit. 10 de spade, că o fi semn de aer, că o fi semn de pământ. Variază de la unii la alții. Dar sfatul este să ieșiți. Și e bine că încercați, cu pași mici, cu gesturi mici, dar încercați. Cartea e și normală și în momentul în care este în această poziție, înseamnă că încă vă simțiți... Încă simțiți această durere. Dar sfatul este să lucrați, adică să vă eliberați. Da? Să lucrați cu această problemă. Și cum lucrați? Că dacă lucrați, vă eliberați. Se vede în viitor că o să vă eliberați de această durere, de aceste adicții, de aceste trădări. De spate. Eventual, probabil că de curând a fost ultima sabie care va, ultima situație care va umplu paharul, eventual. Așa simt. Acum este mai greu să renașteți, acum este greu să vă transformați, dar cu pași mici încercați. Încercați să vă eliberați de niște mentalități, de niște clișee, de niște fixisme. Cu pași mici, o transformare. Diavolul ăsta în viitor îndepărtat poate să dureze și câteva luni, da? Dar e bine, cu pași mici renunțați la un fost, la o fostă. Poate că această judecată invers se referă la acest diavol. Nu le mai dați voie să intre în viața voastră. Nu le mai dați a doua șansă. Nu mai vreți să comunicați cu ei, da? Nu mai vreți. Și în felul ăsta vă eliberați de ce este toxic. Și e bine. Uf, mai 10 de spade, 10 de băte. Exterior. Există cineva care a preluat, nu știu de ce am așa senzația, că cineva a preluat suferința voastră într-o formă sau alta. Sau... Probabil că asta e doar pentru unii. Sau toate cărțile acestea, destul de negative, sunt efectul acestor băte aduse de cineva în viața voastră. De obicei, 10 de băte pentru mine reprezintă o căsnicie consumată, epuizantă sau un job care vă epuizează, da? Asta este forță exterioară. Chiar dacă nu e o singură persoană, totuși nu e carte de curte să zic că musa ar fi o singură persoană. Este o energie, da? Că o fi un job în care vin toți și vă pun diferite responsabilități și vă îngreunează. Da? Că o fi o relație în care celălalt vine făcutare și la un moment dat nu mai simți că ai timp și pentru tine. Pentru creșterea ta, pentru transformare, ei, și toate lucrurile astea devin toxice, dar dacă vine, voi nu-i mai primiți, da? Nu mai comunicați, da? Dați înapoi, vă luați energia înapoi.
Vă luați energia. Dacă vine cineva, așa simt să citesc, nu știu cu cine rezonează, cu cineva o rezona, că așa se întâmplă de fiecare dată. Dacă vine cineva să vă mai pună încă o chestie în cârcă, nu le mai preluați, da? Vă luați energia înapoi. Nu. Gata. Descurcă-te și singur. Nu mai vreau să mai vorbesc, nu mai vreau să ne întâlnim, nu mai vreau să renaștem această situație de 11.000 de ori până devine toxică. Nu. Și uite, așa vă eliberați de acest diavol. Eu așa simt. De ce vă este teamă? Probabil un trio la locul de muncă, 6 de monede. Așa cum văd cărțile, pare un trio. Poate cei care au probleme financiare le este teamă că nu vă puteți echilibra. Poate unii așteptați un ajutor de bani din partea cuiva și vă este teamă că nu o să vină. E în poziția fricilor. 6 e balanță. Aveți nevoie de echilibru. Vă este teamă că nu vă puteți echilibra financiar. Patru de monede invers poate să însemne și o pierdere de bani. Dacă nu mai preluați toate responsabilitățile de la job, poate că pierdeți niște bani. Asta e, dar măcar este înspre sănătatea voastră. Că o fi relație, că a apărut și justiția la un moment dat. Mai bine așa. Mai bine să pierdeți niște bani, să ajungeți la un 3, la un 2, că ați mai fost în trecut. Nu-i problemă. Ați mai fost. Și toți am fost. Nu-i problemă. Mai bine așa decât să vă îmbolnăviți. Ah, ce frumos, ce vă îndrăgostiți. Păi, ce poate un om să-și dorească în asemenea situație de criză maximă decât un suflet perechi care să-l înțeleagă? Vă doriți nu o relație karmică toxică, vă doriți un suflet care vă este alături. Un suflet pe care vi-l aduce Dumnezeu, nu energia negativă. Da? Unii dintre voi chiar aveți nevoie de o colaborare la locul de muncă, dar poate la un alt loc, pentru că îndrăgostiții vorbește despre colaborare, dacă ar fi vorba să discutăm chestiuni profesionale. Dar eu cred că aveți în gând pe altcineva. Nu este obligatoriu să fie semnul gemenul, pentru că avem aici un semn de aer care v-a adus eventual. Sau cineva, pământ, nu contează, v-a adus mari dureri, mari dureri. Vă doriți dragoste, vă doriți să fiți completați, să fiți înțelepți, să fiți înțeleși, să trăiți într-o lume mai bună, mai frumoasă, plină de pasiune, de abundență, să vă creați lumea voastră. Frumoasă, colorată, senină. Nu ceea ce încercați să vă. De fapt, vă eliberați de. Vă eliberați. Ah, ce frumos! Că și eu am ascendent aici. Super, soarele! Ce poate fi mai frumos? Doamne, felicitări! Soarele, bucurie maximă, trezire! Trezire, v-ați trezit! V-ați trezit! Și dacă nu mai renașteți într-o direcție toxică, renașteți în această direcție frumoasă. Ce frumos, mami, ce frumos! Poate unii dintre voi, unii, nu toată lumea, nu intrați în panică. Dacă reușiți să manifestați această relație foarte frumoasă pe care vă o doriți, poate cândva la un moment dat va apare și un copil sau pur și simplu renaște copilul din voi pentru că acum sunteți foarte supărați unii dintre voi cu o energie mai veche, dar trebuie să mai așteptați un pic. 7 de monede. Trebuie să mai așteptați o leacă. Cu răbdare. Cresc și pomii și grădina și grădina aceasta a voastră. Cu răbdare. Ce frumos. Cu răbdare. Tăiați.
tăiați fanteziile, iluziile pe care cineva, sau poate chiar voi, vi le-ați creat într-o direcție. Și toate iluziile astea v-au creat o stare de supărare, de tristețe, dar există o ofertă de dragoste, da? Există o ofertă de dragoste pe care o primiți din partea cuiva. Pentru că ați ales să ieșiți dintr-un contract. Ați ales, da? Încă nu mai faceți planuri, să nu veți mai... Veți alege, mai bine zis, că e viitor. Veți alege sau ați ales, da? Să ieșiți dintr-un contract. Probabil acesta, cu acest diavol. Că e căsătorie, că e contract. E o chestie. Poate să fie o legătură karmică. Legăturile karmice ne influențează foarte mult spiritual, da? Ați ales să vă rupeți de acest contract, să blocați toate aceste conflicte cu o fi semn de aer, da? E clar că vă despărțiți de undeva, de cineva, de un job, da? Care v-a adus mare dezechilibru și mergeți către temperanță, către vindecare, începe să ascultați intuiția, îngerii, Doamne, păi n-ai cum că e 2020, da? Ce frumos, ce frumos, ce frumos, mă bucur. Cu răbdare, ajunge și pe aici. Nu știu când, dar veți ajunge. Vai, turnul, eveniment neașteptat. Probabil o situație neașteptată vă scoate din starea aceasta de boală, că aici cred că sunteți voi, că e sfatul, da? S-a văzut că aveți niște cărți destul de tunecoase. Dar eu cred că acest turn este reprezentat de acest cavaler de cupe. Ia să vedem. Da. Că vin ei cu o cupă și cupa înseamnă și vindecare. Vin cu o cupă și vă alină într-un fel această suferință. Da? Niște medicamente pentru cineva care e bolnăvior. E o boală mentală, sufletească. Și am senzația că acest cavaler vine într-un mod neașteptat. Probabil că nu-i mai așteptați. Poate se și implică, 8 de monede, se și implică, asta înseamnă să depui efort. Cred că se întoarce într-un fel în viața voastră. Probabil că cunoașteți acest personaj. După o perioadă în care n-ați discutat, după o perioadă în care a stat singuri, în care lucrurile au stagnat, faie tonul invers, 6 de cupe invers. Da, o relație frumoasă, sinceră, pasională, dar din niște motive, probabil din cauza că a trebuit să vă eliberați, n-a putut să meargă, să avanseze această relație. Oricum, eveniment neașteptat, ieșiți din starea aceasta de griji, că nu e un musa să fie un iubit, o iubită, poate să fie un prieten, o amică, cineva care vine cu această cupă, prietenie, dragoste. Medicamente, ce ar putea să fie? Să vă transforme viața. Pentru că dacă vă vindecați, puteți să și munciți, da? Că de-aia și zicem, îți dau sănătate, că dacă ai sănătate, ai de toate, adică poți să și muncești. Da, e frumos. Hai să vedem ce spun și îngerii. Petreceți timp de calitate împreună dacă vine această persoană, da? E o legătură spirituală? Aveți o legătură spirituală cu cineva foarte profundă. Mesaj de la înger pentru soarele nu venit. Ah, prea mult au pică. Să vedem. Mesaj de la înger pentru lei. Soarele nu venit. A apărut leu, ați apărut voi. Ieșiți la suprafață după atâția ani de stat în umbră. Păi, să știți că nu toți le ies pe scenă. Unii sunt foarte... Așa ies ei în evidență, tocmai prin faptul că stau mai în umbră. Dar e cazul să ieșiți în față. Poate această relație să scoată copilul divin din voi, copilul interior, și să vă aducă, în primul rând să vă trezească. Da? Să vă trezească, asta înseamnă trezire spirituală. Poate prin această legătură. Poate prin această legătură. Ia, sunt prea multe. O să leg eu. Ok. O carte, un mesaj de la înger. Și a apărut turnul și în ianuarie la etalarea pentru lei, dacă nu greșesc. Ia să vedem de aici. Asta.
Ați fost mințiți. Ați ascuns, dar n-ați vorbit. Unii dintre voi nu ați vorbit despre problemele voastre cuiva care putea să vină, dar n-ați vorbit. Am zis mai devreme că n-ați vorbit. Eventual, vă eliberați de cineva care v-a mințit, v-a creat iluzii, da? Ați fost în preajma unei persoane care a purtat o mască. Eventual s-au purtat frumos cu voi niște ani de zile, o perioadă până v-au... Hai să mai luăm încă una. Hai să mai luăm încă una. Până v-au consumat energia, da? Probabil cei care vin cu responsabilități, hai te rog frumos, ești tu amabil să faci cu tare, hai adu un pic de daia, un pic de pâinică, un pic de... Eu știu ce. Iubește ceea ce ești. Iubește ceea ce ești. 8. Transformare. Ești o ființă divină încântătoare care meriți cele mai frumoase lucruri pe care viața ți le pregătește. În continuare a rămas, fă ceva pentru cineva. În momentul în care facem, câte am fi noi de suferiți, facem un gest frumos către cineva, parcă ne ridicăm deasupra problemelor noastre și prindem aripi. Da? Și uite, așa începem să ne iubim, că putem să iertăm, că putem să oferim, chiar și când avem foarte puțin. Nu trebuie să ai o avere ca să poți să oferi un cuvânt frumos, să poți să oferi, uite, un pic de atenție, de blândețe cuiva. Chiar nu trebuie. Și atunci puteți manifesta și această energie foarte frumoasă și vindecarea. Vai, ce frumos! Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao!